În anunțul făcut aseară pe contul de socializare, organizația PSD Gorj susține că aproape 300 de membri ai PNL, Târgu Jiu, împreună cu întreaga conducere, ar fi trecut de partea PSD și că ușile partidului sunt deschise și pentru alte înscrieri în perspectiva alegerilor locale de anul viitor. Organizația PSD a municipiului Târgu Jiu, în cadrul biroului politic organizat aseară, au fost primiți un număr de aproape 300 de membri ai organizației PNL Târgu Jiu. Adeziunile sunt aici, au fost aprobate în cadrul biroului politic. Ele se alătură celor câteva zeci de adeziuni ale conducerii, fostei conduceri a Partidului Național Liberal de la municipiul Târgu Jiu, făcute în urmă cu câteva săptămâni, mai puțin aleșii locali care nu au încă calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. Președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a precizat pentru TVR că au plecat la PSD maximum 10 membri ai partidului, toți fiind angajații primăriei Târgu Jiu. Mai mult, întreaga conducere PNL a Târgu Jiu nu ar avea mai mult de 160 de membri. Membrii oficiali înscriși în baza de date, dacă discutăm despre membri și nu interpretăm cum vrem noi, sunt 164. Din cei 164, singurii care au plecat sunt cei pe care i-au și arătat. Sunt vreo 7-8, din câte îmi dau seama. Dacă sunt și alții, nu au legătură cu noi. Acum pot să fie, este problema dumneavoastră. Și vă spun că nu acestea sunt preocupările noastre. Eu cred că este doar o tentativă de a distrage atenția de la problemele reale ale județului și ale țării și a nu lăsa să observe lumea care și cum stau lucrurile în județ și care sunt preocupările lor. În urmă cu două luni, organizația locală condusă de actualul primar al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a fost dizolvată și este în plin proces de reorganizare cu un președinte interimar. Dacă primarul Marcel Romanescu s-ar înscrie în PSD, și-ar pierde mandatul.